Salutare, dragi prieteni! Astăzi avem două mașini foarte frumoase aici, în spatele meu. Enache, hai să vorbim puțin despre Audi-ul tău. Despre ce Audi vorbim astăzi? Despre un Audi A4, 190 de cai, ok. 2. Din ce an e Audi-ul? 2016. Passatul rămâne mașina mea de suflet oricum. Da, că îmi spuneai că ai un Passat, încă mai ai, cred că așa. Da, îl mai am. Ok. Dar am optat pentru Audi pentru că Audi le are pe toate. Are și viteză. Dar nu cum, de exemplu, cum are Golful umanul, dar... Corect, o să trecem și în partea asta la altă. Câte puțin din toate? Câte puțin, da, foarte bine ai specificat. Când ai vrut să-ți iei mașina, ai optat să fie ceva mai nou, apoi te-ai uitat să fie cumva mai confortabilă sau mai sportivă? Mai confortabil întotdeauna. Cum am mai spus, dacă vreau sportiv, îmi luam un A7. Un A7. Dar m-am gândit întotdeauna la costuri, la întreținere și la consum oarecum. Ok. Ai avut și alte modele pe care vrei să-ți le iei în afară de asta? În afară de A4? Da. Nu, doar A4. Doar A4? Nu, A4 sau A7. Am înțeles. Dar... Și ce buget era mașina asta? Buget? Sau ce... Cât ai dat tu pe ea, mai 20.000. 20.000. 20.000. Am înțeles. Este un break. Un break. Eu prefer break-urile, sunt mai confortabile, mai luxoase. Ok. Și mai mare stabilimentul în curbe, părerea mea. Ai stabilitate mai bună pe drum. Da. Bun. De cât timp o ai? De două luni. De două luni? De două luni. Ea inițial era programată de un an să o iau. Mă bucur pentru mașina ta, mă bucur că ți-ai ales ceva ce-ți place. Că practic ești cu zâmbetul pe buze, știi? Să faci ce-ți place și să-ți iei ce-ți place. Corect, asta e cel mai frumos. Hai să trecem și partea cealaltă să vedem frumoasa bestie. Putem să spunem că asta vine puțin mai sportivă, puțin din câte am înțeles. Sportivă. Cealaltă e mai confortabilă, asta e mai sportivă. Manu, care a fost ideea ta când ai vrut să achiziționezi o mașină? Nu știu dacă tu știi, eu mai de mult am avut un Golf 3. Am avut un Golf 3 din 96. Am avut un Opel din 94. Am avut un Golf 3 din 96. Ok. Și mi-a rămas chestia asta cu Golf-urile, pentru că chiar dacă era din 96 avea viață în motor, deci pur și simplu trăgea, chiar dacă era vechi și din astea, era o rablă, să zicem așa. Da. Și am fost în Germania, eu sunt plecat de vreo 4 ani de zile, am început să lucrez acolo, sunt stabilit acolo, okay, cu familia, suntem foarte mulți. Și prima dată mi-am cumpărat un Opel, un Opel Insignia din 2018, dar mașina era foarte mare pentru motorul pe care l-avea. Avea motorizare de 1.5 benzină, okay, și mașina avea tonajul prea mare. Și eu m-am gândit că are motorul supra-solicitat. Nu avea mulți ia kilometri, avea numai 60.000, dar m-am gândit să-mi iau alta. Și am fost la reprezentanță în Volkswagen și mi-a furat ochii din prima când am văzut-o frumos parcată pe rampă. Am vrut să o pornesc. Din prima secundă când am pornit-o, am spus că te-o atins așa la suflet și am luat-o. Este vorba de un Golf 7 GTI TCR, ediție limitată, singura dintre GTI-uri care are 290 de cai. Serios? Celelalte, da. Celelalte au 245, Performance-ul are 265 și are 290. Cea mai tare dintre Golf-uri e Golf R, normal, care are 350 și ceva de cai, sau mai, chiar mai mult. Okay. Dar e pachet limitat cu white body kit de la TCR, praguri, eleroane, toate puse de la TCR. Motor de 2000 TSI din anul 2020, din luna 7-2020. Mașina a fost, are o valoare estimată la 38.000 de euro. Bă, 38.000 de euro pe ea? Da. Fai de viața mea. Cam atât. E frumoasă. Mașina merită, corect. Deci nu putem să zicem că nu merită, ar fi aiurea să zicem așa. Doar că ai dat bănuții ăștia, cumva, după ce i-ai dat, trebuie să ai și o părere despre ea. Merită toți banii pe care i-am dat și toți banii pe care o să investesc în ea, pentru că îmi oferă... Popcorn-uri. Îmi oferă popcorn-uri, da? Corect. Îmi oferă plăcerea. De exemplu, eu nu sunt o persoană ca să merg foarte repede sau să conduc foarte periculos. Eu mi-am dorit o mașină în care să pot să conduc și încet, pentru okay, că are și moduri, de exemplu, eco sau confort. Da. Și merge la consum și poate să nici să nu consume, poate să și consume, depinde cum mergi tu. Dar eu am vrut o mașină să o am atunci când calc accelerația, să am senzația aia că are cai putere.
forță, ca pot să mă bucur puțin, să mi-aducă zâmbetul pe buze. Da, cumva tu te bucuri pe moment, știi? Adică ai o putere instantă, îți dă o putere instantă. Corect. În schimb, în partea cealaltă avem o mașină care poate îți dă un feeling plăcut la drum întins. Corect. Care poți să mergi cu ea mai, mai silențios, nu te deranjează, nu nicio problemă. Corect. Tu pe cât ai jantele pe mașină? Ele sunt acum, am două perechi de jante, ele sunt de iarnă și sunt de 18 acum, dar cele de vară le am pe 19. Okay. Și sunt altă culoare. Și îmi spunea Inachi de mașina lui că i-a plăcut ca să stea puțin mai bine așa pe curbe. Cum ți se pare că stă mașina asta pe drum? Foarte, foarte bine. Din păcate nu-i tracțiune 4x4, deci nu-i 4x4, e numai tracțiune față, dar n-am probleme cu ea în curbe, gen... Da, n-am avut niciodată probleme cu ea. Ba, e foarte bine chestia asta. Și tu de cât timp o ai? O am de jumate de an sau de 7 luni de zile. Am înțeles. Enache, ce consum avem pe mașina asta? Te-ți dau un exemplu. Te rog. Am venit acum din Austria, am scos consum de 6.5, undeva la o viteză de 160 de km pe oră instant, din Austria până în România. Oh. Și pe ploaie, evident, dar eu zic că e consum e ok. Mă, e ok, e pe foarte ok. Pe pasat aveam 5. 6.5? Dar acum am 1.9. Corect, 1.9. Ăsta e 2 și mai mulți cai. Aici ai o frumusețe în plus, ai mai multe chestii, da, ai mai multe dotări, ai mai multă putere. De toate. În schimb, aici nu cred că vorbim tot de 6.5. Aici vorbim. De exemplu, eu acum când am venit din Germania, am ținut un interval de 130-140 de km pe oră, a scos 7.5, a scos foarte bine, chiar m-am uimit să scoate 7.5, dar prin oraș am consum, dacă mă să mai și aventurești în astea, am consum de 10. S-au spăm urechile acum. Bun, da, bun. Am consum de 10 și cam așa și dacă chiar îi dau numai în gură, consum de 14-15. De 14. Bă, știi cum e? Cumva, cum să zic, plăcerea și toate chestiile astea se plătesc. Știi? Normal. Cumva, atunci nu, îți place, tu te simți bine, ai un feeling plăcut, îi dai, vezi că mașina trage, îți oferă sportivitate, plăcere, cumva trebuie să și plătești pentru asta. Adrenalina, da, bine ai punctat aici. Dragii mei, cam astea ar fost mașinile, le mulțumesc foarte mult prietenilor mei pentru că Mulțumim și noi. Am venit cu mașinile aici să le putem filma, să ne putem bucura puțin de ele. Două mașini diferite, însă pe atât de frumoase fiecare, specificul fiecăruia în parte, l-am arătat cât de puțin aici pe video. Am făcut și 0-100, sper că v-a plăcut, vă salutăm și pe voi și vă mulțumim că ne-ați urmărit.